Hristos a înviat. M-am bucurat și cred că și dumneavoastră v-ați bucurat să vedeți pe copii și pe tineri vorbind și cântând despre gloriosul eveniment al învierii Domnului Iisus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. M-aș fi bucurat dacă aș fi avut în dimineața aceasta oportunitatea să întind timpul părtășii noastre pentru ca să cuprind cât se poate de multe din dorințele dumneavoastră. Mi-am adus aminte că în urmă cu mai mulți ani, era în sfârșit de februarie anului 1999, mă găseam la Chicago, Biserica Philadelphia, și în dimineața aceea am slujit împreună cu un frate care era originar din Cluj. Fratele respectiv, la începutul mesajului său, a folosit o ilustrație și a vorbit despre bijutieri, despre acei oameni care cu migală modelează metalele prețioase și le dau forme extraordinare. Și apoi când munca lor este gata, rezultatul îl constituie acele ciuvaieruri pe care oamenii le apreciază. Bijutierii își expun rodul muncii lor, etalându-le aceste ciuvaieruri pe, de obicei, pe catifia de culoare închisă. Dumnezeu explica faptul acesta prin faptul că acel fond pune mai bine în lumină strălucirea juvaierurilor lor. Probabil că lucrul acesta este într-o anumită măsură adevărat. Și de aceea, în dimineața aceasta, vă rog să mă îngăduiți, încercând să zugrăvesc frumusețea acestui eveniment glorios al Învierii Domnului Iisus, să-l așez cumva în cadrul oferit de evenimentele care au cernit sfârșitul de săptămână. Vă amintiți, în interpretarea tradițională, vinerea Domnului Iisus Hristos a fost așezat pe cruce pentru păcatele și pentru fărădelegile noastre. I-au fost răpunse mâinile și picioarele și ceva mai târziu i-a fost răpunsă și coasta. Și lucrul acesta i-a întristat până la moarte, probabil, pe ucenicii Domnului Iisus. S-au mai întâmplat și alte lucruri în ziua aceea, acesta era poate cel mai dureros și mai trist dintre ele. Spre seară, cei care au mai rămas acolo au avut oportunitatea să vadă cum doi oameni, mă refer la Iosif din Arimateea și la Nicodim, unul din învățătorii legii, au dat jos de pe cruce trupul Domnului Iisus și l-au așezat într-un mormânt, după ce au adus la îndeplinire primele formalități în semn de cinstire pentru cel care era mort. I-au uns trupul cu amestecul acela de mir, l-au înfășurat în fâșiile de pânză și l-au așezat spre seară într-un mormânt care nu era al lui, al lui Iisus. Și pentru că ziua se apropia de sfârșit, nu se putea face mai mult. Și au plecat toți pe la casele lor, urmând să serveze sabatul, după rânduieli. Dar cred că a fost cel mai trist sabat din câte au sărbătorit ei vreodată, pentru că acela de care și-au legat speranțele, bucuriile, nădejdile, părea că a fost înfrânt. Imaginea pe care o purtau în minte, în inimă, atunci când au plecat spre casele lor vinerea seara, era că, așa cum au văzut mereu, nedreptatea a biruit dreptatea. Că minciuna a triumfat asupra adevărului, că întunericul a biruit asupra luminii. Ziua de sâmbătă avea să mai adauge ceva la toate lucrurile acestea. Pentru că Evanghelistul Matei, ne vorbește despre o vizită a preoților de frunte la Pilat.
Oamenii aceștia aveau să se asigure că și-au făcut lucrarea până la sfârșit și că ei au ultimul cuvânt. Și au spus lui Pila, Doamne, ne aducem aminte că înșelătorul acesta, pe când trăia, ar fi spus că după 3 zile o să învieze. Noi ne gândim că ucenicii lui ar putea să vină să fure din mormânt trupul și apoi să spună norodului că, uite, a înviat. Ziceau ei atunci, înșelăciunea aceasta de la urmă va fi mai mare decât toate înșelăciunile celelalte. Ca să nu se întâmple una ca aceasta și să ai tulburare în cetate, ar fi bine să ne dai o strajă să punem la mormânt și până a treia zi mormântul să fie păzit bine. Rezultatul a fost că în seara acelei zile, la mormântul din grădină, peste piatra aceea de la intrarea mormânt era pusă o pecete și la 2-3 pași de acolo o strajă. Și când zic o strajă, să nu înțelegeți un soldat. Cel puțin 4 vor fi fost. Foarte interesant, acești preoți pe Domnul Iisus nu l-au numit nici măcar o dată Doamne. Citiți cu atenție Evangheliile și dacă găsiți că i s-au adresat vreodată în felul acesta, arătați-mi și mie. Pe Domnul Iisus ei nu l-au numit niciodată Doamne, dar pe Pilat, iată că atunci când interesul i-a mânat de la spate, l-au numit Doamne, ne-am adus aminte de cuvintele Lui. Ei spuneau, înșelăciunea aceasta de la urmă ar fi mai mare decât toate celelalte. Eu aș îndrăzni să spun, dovada dumnezeirii Domnului Iisus, dată prin înviere, va fi mai mare decât toate celelalte dovezi ale dumnezeirii sale date până atunci. Pentru că toate lucrările pe care Domnul Iisus le-a făcut, vindecările și, în general, toate minunile, vorbeau despre dumnezeirea Lui. Dar cel mai frumos, cel mai puternic, cel mai convingător vorbește despre dumnezeirea Lui învierea din morți. Binecuvântat să fie Domnul. Așa s-o potișe Apostolul Pavel atunci când s-a adresat înțelepților filozofi din Atena și le-a spus despre faptul că Dumnezeu a dat despre Fiul Său o dovadă de netăgăduit prin aceea că l-a înviat din morți. Învierea era dovada decisivă a învierii sale. Femeile acestea care au fost la mormânt în dimineața zilei învierii, probabil că n-au știut nimic de ceea ce s-a întâmplat la mormânt sâmbătă. Sunt aproape încredințat că n-au știut nimic despre pecetea pusă acolo și despre soldații care păzeau mormântul. Preocuparea lor nu era cum să deschidă mormântul fără să afecteze, să strice pecetea. Nici nu era preocuparea lor cum să înșele vigilența soldaților. Singura lor preocupare în timp ce mergeau către mormânt, în dimineața aceea, era cine le va prăvăli piatra de pe ușa mormântului. Foarte interesant, când femeile acestea au ajuns acolo, au găsit că îngrijorările lor, frământările lor de pe drum erau neîntemeiate, pentru că piatra era deja dată la o parte. Probabil va fi fost nevoie de 2 bărbați în putere să o prăvălească în locul acela și odată așezată bine în locul acela, piatra cu greu ar mai fi putut fi mișcată de acolo. Probabil că 2 bărbați nu mai puteau scoate din locul acela. Însă Dumnezeu a purtat de grijă în dimineața aceea și a trimis un înger din cer pentru ca piatra să fie dată la o parte. Aș vrea să vă spun că piatra a fost dată la o parte nu pentru ca Iisus să poată ieși din mormânt. El ar fi putut să iasă din mormânt chiar dacă la ușa mormântului omenirea ar fi așezat stâncile Gibraltarului. Ele puteau să rămână nemișcate acolo și Iisus ar fi putut să iasă, să-i lase în pace pe soldații aceia să păzească până în a treia zi un mormânt rămas gol. Dar în dimineața aceea, Dumnezeu a trimis un înger să prăvălească piatra, să o dea la o parte, pentru ca femeile și apoi mai târziu
cei doi ucenici ai Domnului care vor ajunge să vadă mormântul, să poată să vadă că mormântul este gol. Ne spune Luca aici, în versetul 4, că femeile, după ce au ajuns acolo și au intrat și au văzut că trupul Domnului Iisus lipsește, că nu e acolo, femeile acestea nu știau ce să creadă. Se aflau în fața unui mormânt gol, era mormântul în care vinerea seara fusese așezat trupul Domnului Iisus, iar acum piatra era dată la o parte, fâșiile de pânză erau acolo, dar cel pe care îl căutau ele nu era acolo. Și Luca precizează, femeile acestea, uitându-se la toate aceste evidențe, nu știau ce să creadă. Au trecut de atunci 2000 de ani. Creștinătatea își numără membrii cu sutele de milioane. Dar aș vrea să vă spun că din aceste cifre care înfrumusețează statisticile, nu sunt foarte mulți aceia care cred cu adevărat în înviere. O bună parte a creștinilor se regăsesc în starea pe care o experimentau femeile în dimineața aceea. Aud și nu știu cu adevărat ce să creadă. I-aș împărți pe oamenii din ziua de azi în trei categorii. Oameni care cred în înviere, adevărații creștini. Oameni care își spun creștini, dar nu știu ce să creadă cu privire la înviere. Și apoi, o a treia categorie, oameni care contestă învierea și dacă n-au dovezi să o conteste. Pentru că lor le convine mai mult să o conteste. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că este foarte important să crezi în învierea. În lumina cuvintelor scrise de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, învierea Domnului Iisus dintre cei morți face parte din Evanghelie. Poți să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu, că s-a coborât în lumea noastră, că a trăit printre noi plin de har și de adevăr și dacă ai îndoieli cu privire la realitatea Învierii Lui, aș vrea să spun că ai o Evanghelie incompletă. Evanghelia completă cuprinde și Învierea. Dacă nu crezi în Învierea, ești încă în starea aceea cu păcatele neiertate. Poți să ai o viață morală și totuși să nu fii în păcatul Dumnezeu. Învierea Domnului Iisus este parte din Evanghelie și ea trebuie știută, ea trebuie crezută. Domnul să pună acest adevăr în inimile noastre. Amin. Pentru că timpul este scurt, timpul pe care l-am la îndemână dimineața aceasta și nu o spun cu dezamăgire sau tristețe, aș vrea să vorbesc despre trei mesaje pe care le transmitea în dimineața aceea mormântul gol. Vedeți, am mai spus și în alte împrejurări, ucenicii Domnului Iisus și cei care l-au iubit pe Domnul au avut două probleme majore în vremea aceea. Întâi de toate, au avut dificultăți în a crede învierea și în al doilea rând au avut dificultăți în a înțelege învierea, în a înțelege mesajul, ce transmite învierea. Mântuitorul Iisus a ocupat timp de 2-3 zile sau poate un pic mai mult de ucenicii săi încercând să-i convingă că învierea a avut loc, că El este viu. Și apoi, în urmă, Duhul Sfânt urma să se ocupe de creștini, de ucenicii Domnului și mai târziu de creștini, ajutându-i să înțeleagă semnificația evenimentului învierii. Trei mesaje pe care mormântul acesta gol le transmitea în dimineața învierii atât femeilor cât și bărbaților care au venit acolo. Primul mesaj, aș îndrăzni să spun că este mesajul nădejdii. Pe când eram copil în biserica din satul în care eu am crescut, am auzit o cântare care mi-a rămas întipărită în minte. Cântarea aceea vorbea despre deznădejde și spunea în versurile ei: e dușmanul cel de moarte numit deznădejdea, e viermele ce roade la rădăcina ta. Și pentru prima dată m-am gândit atunci, cu mintea mea de copil, cât de primejdioasă este deznădejdea.
Deznădejdea i-a cuprins pe ucenicii Domnului Iisus atunci când au văzut finalul de săptămână cu evenimentele care au avut loc. Cei doi ucenici pe drumul Emausului, despre care se va vorbi diseară, și s-au și amintit, s-a amintit ceva în poezia recitată de sora Cristina. Ucenicii aceștia doi i-au spus necunoscutului care s-a apropiat de ei, noi știm că era Iisus. Noi trăgeam nădejde. Dar din cuvintele lor înțelegi că nădejdea îi părăsise. Deznădejdea a cuprins în vremea aceea inimile ucenicilor, a celor ce iubeau pe Domnul. Și mormântul rămas gol, lăsat gol, o dovadă pe care ei puteau să o vadă, trebuia să le aducă nădejde. În Vechiul Testament citim că după ce primii oameni au căzut în păcat, Dumnezeu, răcoarea zilei, s-a coborât la ei să stea de vorbă cu ei, dar ei se ascunseseră printre copacii grădinii. Și Dumnezeu a întrebat, Adam, unde ești? Și Adam a trebuit să iasă din ascunzătoarea lui și să vină înaintea lui Dumnezeu. Și a avut loc discuția aceea, o adevărată investigație, dacă vreți. L-a întrebat Dumnezeu, deși știa foarte bine ce s-a întâmplat, l-a întrebat mai întâi pe Adam, apoi a întrebat-o pe Eva și l-a întrebat pe șarpe. Și apoi Dumnezeu a pus o sentință, întâi în dreptul șarpelui, apoi în dreptul Evei și în cele din urmă în dreptul lui Adam. Lui Adam Dumnezeu i-a spus că din cauza faptului că s-a abătut de la porunca lui Dumnezeu, a ascultat de glasul nevestei lui și a călcat porunca lui Dumnezeu, în sudoarea frunții lui, spunea Dumnezeu, printre alte lucruri acolo, în sudoarea frunții lui își va câștiga pâinea. Pământul care trebuia să-i asigure pâinea se va lăsa lucrat cu greu și va da mai multă buruiană decât ceea ce era necesar. Până când, zicea Dumnezeu acolo, în țărână te vei întoarce, pentru că din țărână ai fost luat. De atunci și până la Domnul Iisus, moartea a fost mereu triumfătoare. Fie că a fost vorba de oameni necăjiți care nu și-au putut îngriji sănătatea, fie că au fost vorba despre oameni înstăriți care au trăit în confort și au trăit cum au vrut ei, moartea și-a luat tributul în fiecare viață, din fiecare viață de om. De aceea înțeleptul împărat Solomon spunea în cartea Eclesiastul, în lupta aceasta nu este izbăvire. Era multă deznădejde în cuvintele lui. S-a uitat la realitate și a văzut-o atât de tragică. Dar a venit Domnul Iisus și într-o dimineață glorioasă a lăsat mormântul gol. Pentru că deznădejdea în inimile celor ce iubesc pe El să fie înlocuită de nădejde. De aceea, în primul rând, mesajul mormântului gol este mesajul aducător de nădejde. În al doilea rând, aș vrea să spun că mesajul acesta era aducător de bucurie. Pentru că în vremea aceea, preoții și farisei și cărturarii jubilau în casele lor și au împlinit visul, i-a costat un pic, au trebuit să calce și câteva lucruri rânduieli pe care în mod obișnuit nu le-ar fi călcat, dar aveau bucuria că și-au atins scopul. Au redus la tăcere vocea Galileanului care i-a acuzat de atâtea ori. Ei aveau bucurie. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, voi veți plânge și vă veți stângui și lumea se va bucura. Și așa a fost. Dar a spus Domnul Iisus, eu mă voi arăta vouă și bucuria voastră va fi de plină. El n-a mai spus ce se va alege din bucuria preoților. Ne-a lăsat pe noi să descoperim. Dar a vorbit despre o bucurie. Și mesajul acesta al mormântului gol transmitea mesajul bucuriei. Domnul Iisus li s-a arătat mereu și le-a spus, nu vă temeți, bucurați-vă, bucurați-vă. Așa să vă spun, dragii mei, creștinii au cel mai întemeiat motiv ca să fie plin de bucurie. Credeți lucrul acesta? Cine crede să spună cu mine, slăvit să fie Domnul. Amin. La treilea rând, mesajul acesta era și un mesaj aducător de îndrăzneală. Ca o paranteză, femeile acestea, când au ajuns la mormânt, au avut piatra răsturnată
și nu pot să nu le admir curajul, au intrat în mormânt. În încăperea aceea mortoară, sumbră, în lumina neclară a dimineții, femeile acestea au intrat să vadă trupul Domnului Iisus. Au intrat în mormânt și nu l-au găsit. În Evanghelia după Ioan se vorbește despre doi bărbați care au mers la mormânt. Petru și Ioan. Fiind mai tânăr, Petru era mai sprinten, a ajuns cel din tâi la mormânt. Dar el nu a intrat înăuntru. A ajuns și Petru bufăind. Petru mai îndrăzneț, mai în vârstă, mai matur, mai voinic poate, el a intrat. Și spune evanghelistul Ioan despre sine că după aceea a intrat și el în mormânt. A fost un pic frică. Dar femeile acestea au fost mai curajoase. Și sunt situații în care femeile sunt mai curajoase decât bărbații. De ce să nu recunoaștem? Când e vorba de o injecție, de un vaccin, soția mea arată mai mult decât mine. Eu am fugit din spital de teamă injecție. Dar nu despre asta e vorba aici. Este vorba despre faptul că ucenicii în vremea aceea au fost cuprinși de teamă. Pentru câteva zile, o vreme scurtă, au stat la adăpostul ușilor închise de teamă iudeilor. N-ar fi avut unul curaj în ziua aceea învierii să iasă în cetate, pe străzi, să spună: nu e adevărat ce scornesc acum preoții, nu e adevărat. Noi știm, am fost la mormânt, este gol, nu l-am furat. El este viu. Nici unul n-a avut curajul. Dar după ce au ajuns să fie pe deplin încredințați că Iisus este viu, nu i-a mai putut opri nimic. I-au aruncat în temnițe. Li s-a spus: vă interzicem să mai propovăduiți în numele acesta. I-au putut opri? Nu. Și zice Petru, într-una din situațiile acestea tensionate, era chemat să dea socoteală despre mesajul pe care el îl propovăduia. Judecați voi singuri, zice Petru, este oare drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Foarte surprinzător. Pescarul acesta, care nici nu știm sigur dacă știa să-și scălească numele, i-a pus în încurcătură, le-a dat șahmat preoților, cărturarilor, fariseilor, câți erau adunați acolo, soborul întreg. Le-a pus o întrebare de i-a încurcat. Era plin de îndrăzneală. Nu s-a mai temut de nimic. Și așa să vă spun, dragii mei, îndrăzneală bisericii primare, îndrăzneala primilor creștini de a merge în toată lumea și de a răspândi mesajul care a strânit atâta împotrivire în Ierusalim, îndrăzneala aceasta pornea de la convingerea că mormântul a rămas gol. Dimineața aceasta eu mă voi opri aici, readucându-vă încă o dată aminte cele trei mesaje pe care le-am amintit în scurt. Mesajul mormântului gol este un mesaj al nădejdii. Moartea a avut biruință pentru o vreme, dar Hristos a biruit. Slăvit să fie! Mesajul mormântului gol este mesajul aducător de bucurie. Noi mergem la cimitir când ne moare cineva drag, în semn de prețuire pentru ce a reprezentat cel plecat dintre noi. Dar noi nu suntem dintre aceia care n-au nădejde, va spune Pavel în epistola către Tesaloniceni. Noi suntem din aceia care și acolo în cimitir, și acolo avem nădejde. Pentru că Hristos a adus nădejde. Și nu în ultimul rând, mesajul mormântului gol este mesajul îndrăznelii. Dacă nu ai curaj să vorbești colegului tău de la lucru, vecinului tău, prietenului tău, despre Hristos cel viu, întreabă-te cât de mult crezi în învierea Lui. Pentru că din Scripturi am văzut că cei ce au crezut din toată inima au avut îndrăzneală să vorbească despre lucrurile acestea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în vremea aceasta să ne bucurăm și să trăim realitatea învierii Fiului Lui Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Lucrul acesta să se vadă că suntem oameni care cred că în urmă cu 2000 de ani un mormânt a rămas gol, pentru că Cel ce fusese așezat acolo este viu în vecii vecilor și El este Domnul nostru. Binecuvântat fie El. Amin. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să încheiem părtășia din dimineața aceasta într-o rugăciune de mulțumire. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că
Știți ce scrie Apostolul Pavel în ultimul verset din capitolul 4 din Romani? Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat pentru păcatele și fără de legile noastre, dar a înviat pentru că suntem socotiți neprihăniți. Avem motiv să-i mulțumim. Te mulțumim!